Bună, am început o nouă lucrare. Avem aici o bucată din lemn din nuc și o să mergem pe etape transformând-o într-o măsuță pentru micul dejun. Îi scoatem coaja din jurul lemnului. Vreau să vă spun că lemnul este perfect pentru lucrări de genul dat. Din el s-a primit o capodoperă destul de reușită. Vizionare plăcută. Din interiorul mesei, care o să fie mai târziu, am decis să-i scoatem putregaiul cu peria din sârmă. În interiorul mesei o să formeze un ornament și după ardere acest ornament o să fie mai pronunțat. Da, o să arăt mai bine. Aici cu perie mai mic pronunțăm mai bine ornamentul. Acum ardem ușor partea interioară. Acest lucru îl facem foarte atent. Partea arsă să fie doar în interiorul mesei. După ardere mai rămâne cenușă, impurități și o mai periem puțin. Prelucrarea lemnului am început a face cu hârtie abrazivă începând cu 80. Partea laterală, unde a fost coaja, am prelucrat-o mai puțin, să rămână câteva ornamente din coajă. După ce am prelucrat lemnul cu hârtie abrazivă 80, am prelungit cu 120, 240 și 400. Acum pregătim carcasul pe care o să steie viitoarea noastră măsuță și unde o să turnăm rășina epoxidică. Cineva m-a întrebat în comentarii dacă e posibil de folosit pelicula alimentară de turnat peste ea rășina epoxidică. Eu cred că este posibil, dar totuși noi nu am folosit-o, fiindcă nu se întinde bine pe suprafața mesei. Aici am întins-o a doua oară. Văzând rezultatul, am decis mai bine să nu o folosim. După metoda veche bună am început a acoperi suprafața cu lipici. De ce avem nevoie să acoperim suprafața cu lipici? Vă spun de ce. În continuare, când va fi lucrarea deja gata și va trebui să o dezlipim de partea unde a fost turnată, va fi mai ușor de dezlipit. Aici avem un pahar de rășină epoxidică deja gata, o să o colorăm cu pigment negru de la Dupont
Și o să vedem rezultatul care o să se primească. Adăugăm puțin, estecăm bine și o adăugăm apoi în locul potrivit. Primul strat îl turnăm subțire, să se lipească bine de suprafața pe care o să fie masa în continuare. Ardem ușor suprafața epoxidică, în momentul când mestecăm reșina, în interior se formează buline de aer. Și acum, cu ajutorul focului, noi aceste buline de aer le ardem. Aici avem un carcas, deja cum o să fie forma mesei. Este acoperit din trei părți. A patra parte deja o să rămână forma mesei, după cum este lemnul. Partea interioară a carcasului am acoperit-o mai întâi cu lipici, acum o fixăm cu silicon de jur împrejur. Reșina este un produs care ușor găsește o ieșire. De aceea siliconul l-am pus în două straturi. Aici avem reșină de la dipun. O să explic cum corect să amestec. Avem nevoie de un cântar și 100 grame de reșină epoxidică. La 100 grame reșină avem nevoie de 50 de grame întăritor. Reșina care o avem se amestecă 1 la 2. De exemplu, 1 kg reșină, jumătate întăritor. În cazul nostru avem 100 grame reșină, respectiv 50 de grame de întăritor. Acum adăugăm puțin pigment negru și amestecăm bine. Acum turnăm dintr-un pahar în altul, fiindcă reșina cu întăritorul cât nu am amestecat într-un pahar, nu se amestecă destul de bine. Și pe marginile primului pahar mai rămâne puțin întăritor. De aceea, turnăm dintr-un pahar în altul și mai amestecăm o dată. Primul strat de pe partea aceasta tot îl turnăm subțire, fiindcă după cum am spus, reșina este un produs care ușor găsește o cale de ieșire. Îl turnăm subțire primul strat și îl lăsăm să se întărească. Am mai pregătit un pahar de reșină și îl turnăm pe suprafața lemnului, să se îmbibe puțin. Extindem bine reșina pe toată suprafața egal, acest lucru îl facem sau cu mănușă sau cu o pierie. Aproximativ acesta o să fie rezultatul și acum ardem ușor suprafața epoxidică să-i scoatem bulinile de aer. Până în acest moment măsuța pentru micul dejun trebuia să fie de culoarea asta, adică să fie colorat doar cu pigment negru. De aceea am decis să-i adăugăm și culoarea albă, fiindcă negru cu alb se combină foarte bine. Am luat două pahare, am turnat în ele câte 150 de grame de reșină epoxidică. Într-un pahar am adăugat 3 picături de culoare neagră și puțin pigment negru, să se primească o culoare mai bogată. În celălalt pahar am adăugat pasta de culoare albă, dar pentru a obține un alb mai pronunțat, mai avem nevoie de puțină culoare, deci respectiv o adăugăm. Acum iarăși, acest component îl mestecăm bine, dacă este suficient de colorat după cum avem noi nevoie, lăsăm așa, dacă nu, mai adăugăm.
După ce am obținut rezultatul potrivit, turnăm dintr-un pahar în altul și iar mestecăm. După ce ne-am clarificat cu vopseaua albă, trecem la cea neagră, tot cu aceeași procedură. 100 grame rășină, 50 întăritor, vopsea neagră, pigment negru, mestecăm bine, turnăm dintr-un vas în altul, apoi iar mestecăm, apoi turnăm în locul destinat. După ce am turnat rășina în locul ei destinat, începem să tragem linii haotice, dar nu prea, dar haotic să fie. După 30 de minute de pictorie, avem un desen destul de frumos. După ce ne-am clarificat cu partea centrală a mesei, trecem la următoarea etapă. Aici avem 200 grame rășină, 100 grame întăritor, pigment negru, vopsea neagră. Mestecăm bine, turnăm dintr-un pahar în altul, apoi iar mestecăm, apoi turnăm în locul destinat. După ce am turnat aceste 300 grame rășină, am mai pregătit identic un pahar, adică aceeași grămajă, aceeași culoare. După regulamentul rășinii pe care o folosesc, este important nu de depășit limitele normei. Înălțimea rășinii turnate într-un strat să nu depășească 1 cm. Mai adăugăm rășină albă doar pe marginea mesei și apoi iarăși o să-i facem un ornament improvizat. Rezultatul este perfect, se combină destul de bine, dar pentru a finaliza măsuța mai avem nevoie de puțină rășină, să fie tot la un nivel. Și aici adăugăm rășină epoxidic transparent. Acum, după ce tot a ajuns la un nivel, totul este întărit, îi scoatem carcasul. Carcasul se dezlipește ușor datorită faptului că am acoperit partea interioară cu lipici.
Aici avem discuri de hârtie abrazivă de 80, 120, 240 și 400. Începem a șlefui lucrarea combinată lemn cu reșină epoxidică. După ce am prelucrat cu hârtie abrazivă de 400, trecem la cea de 600, dar mai întâi udăm suprafața cu apă. E important să fie carbogazoasă. După ce am prelucrat măsuța cu hârtie abrazivă de 600, o spălăm bine, o lăsăm să se usuce și începem a acoperi suprafața cu lac. Am început a acoperi din spatele mesei, apoi suprafața. Pentru a acoperi cu lac în două straturi protecția să fie mai bună, trebuie de prelucrat cu hârtie abrazivă. Hârtia abrazivă este de 600. O degrasăm cu aceton, doar că acetonul nu stoarnă direct pe masă, ci pe o cârpă, fiindcă se arde. Aici avem discuri de hârtie abrazivă de 600, 800, 1000, 1500 și 2000. Cu ele o să prelucrăm lacul, apoi după ce o să putem să lustruim. Mai întâi udăm suprafața cu apă și spor la muncă.
Lustruirea o facem în două discuri, oranj și galben. Pentru disc oranj avem o pastă de lustruit, pentru disc galben alta. Pasta este pentru lustruirea automobilelor, reșna să lustruiești perfect cu ea.